Trei semne, probabil, care arată că vei merge în iad. Acesta este Artur. El mai are câteva zile de trăit. Ceea ce trebuie să știi despre Artur este că lui plăceau tare mult bomboanele mentolate. Oriunde mergea, obișnuia să ia cu el un borcan mare de bomboane mentolate ca să le poată mânca pe tot parcursul zilei. În ultimele zile de viață, Arthur s-a uitat la soția lui și i-a spus. Ai fost o soție nemaipomenită, dar ai vrea să-mi faci o ultimă favoare. Ai putea să-mi iei borcanul cu bomboane mentolate și să-l pui chiar în partea de sus al masardei, astfel încât atunci când voi muri și mă voi înălța la cer, să pot apuca borcanul și să-l iau să fie cu mine pentru veșnicie. Câteva luni mai târziu după ce Arthur a murit, soția lui a fost din nou în masardă și se uita prin niște lucruri de ale lui. Acolo, în fața ei, ceva i-a atras atenția. Era borcanul cu bomboane, mentolate. L-a luat, a suflat praful de pe el și a spus aceste cuvinte cu voce tare. Știam că ar fi trebuit mai degrabă să-l pun în pivniță. Vezi tu, frica mea este aceasta. Unii oameni care urmăresc videoclipurile mele cred că vor merge sus în cer, dar realitatea este că ei de fapt vor merge jos în iad. Azi voi împărtăși cu voi trei semne înspăimântătoare care arată că probabil o persoană va merge în iad. Dar există ceva absolut important ce trebuie să știi și este aceasta. Unul dintre aceste semne este mai periculos decât toate la un loc. Vreau să văd dacă îți poți da seama care dintre aceste semne este cel mai convingător dintre cele trei, înainte să vă dezvălui răspunsul. Pilda spune astfel, era un om bogat care se îmbărca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube și dorea mult să se sature cu firmiturile care cădeau de la masa bogatului până și câinii veneau și lingeau bubele. Ne spune Luca capitolul 16 cu versetele 19 la 21. Cu vremea ambii bărbați au murit. Bogatul a mers jos în iad, iar săracul Lazar a mers în rai, pentru că el îl iubea pe Dumnezeu. În iad bogatul striga, știai asta, că oamenii strigă în iad, se roagă în iad, dar este prea târziu, acolo nu mai există speranță. Acest om bogat a strigat, părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Dar Avram a răspuns astfel, Fiule, adu-ți aminte că în viața ta tu ți ai lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Adu-ți aminte, adu-ți aminte, vezi? Nu va fi nicio pierdere a memoriei în iad. Îți vei aduce aminte de fiecare moment când l-a respins pe predicatorul care îți vorbea despre Domnul Isus și mântuirea Lui. Îți vei aminti de fiecare moment când ai ales propriile tale căi în locul căilor lui Dumnezeu. Îți vei aminti de fiecare moment când ai trecut pe lângă biserică, deși știai că porțile ei sunt deschise, știai că ușile ei sunt deschise, ca să poți intra și să asculti despre mesajul mântuirii. Domnul Iisus Hristos, dar tu l-ai respins. Îți vei aduce aminte de fiecare moment când cineva a încercat să-ți înmâneze un nou testament prin care să spună despre mântuirea ce o poți căpăta doar prin credința în Domnul Isus Hristos. Vei fi bântuit de aceste amintiri pentru eternitate. De ce nu m-am pocăit? De ce nu mi-am pus încrederea în Domnul Isus? Acum ar fi prea simplu pentru noi să ne grăbim, să tragem o concluzie pripită. Și anume, că întotdeauna oamenii bogați merg în iad, pentru că sunt răi, iar oamenii săraci merg întotdeauna în rai. Dar nu este așa. Avram, cel pe care omul bogat îl striga, a fost unul dintre cei mai bogați oameni de pe pământ și totuși ele era în rai în confort. Nu vreau să super pe cineva, dar vor fi de asemenea și foarte mulți oameni săraci care vor sfârși în iad. Ideea este aceasta, depinde de locul unde este comoara ta. Ești atât de înrădăcinat în pământul acesta încât nu-ți pasă de lucrurile lui Dumnezeu. Așa era problema cu omul bogat. A ignorat pe acel om care stătea afară la poarta lui și cerșea și era prea preocupat cu el însuși și cu lucrurile acestei vieți. În țara mea avem niște luptători pentru protejarea mediului numiți britanici izolați. Știți ce fac? Aleargă în fața celor mai aglomerate drumuri din Marea Britanie, își scot banerele și se lipesc pe ei înșiși de drum ca să producă trafic rutier, astfel îi atrag atenția spre campania lor. De ce lucrul ăsta este așa de frustrant? Pentru că atunci când vine poliția și încearcă să-i urmărească, ei nu îi pot mișca pe oamenii aceștia, fiindcă mâinile și picioarele lor sunt lipite de drum. Ei bine, cred că există mulți oameni care declară că sunt creștini, dar mâinile lor sunt lipite de lucrurile acestui pământ. Să presupunem că Domnul Isus ar fi să vină chiar acum și ar chema pe toți ființii lui să-L întâlnească în văzduh și să se înalte la cer. Mulți dintre aceștia oameni ar avea mâinile lipite de laptopurile lor și de toate mizerile de acolo. Ar avea mâinile lipite de mașinile lor, de carierele lor, de platformele de socializare, de casele lor, ei nu ar vrea să se înalțe la cer cu Domnul Isus. Ei nu s-ar mișca, fiindcă la fel cum spunea și Apostolul Pavel despre Dima, ei s-au îndrăgostit de lucrurile din lumea aceasta. Ești tu gata când Domnul Isus va veni și va spune, vino și înalță-te la cer împreună cu mine, în împărăția mea, sau ești destul de mulțumit cu împărăția celui rău și cu lucrurile din lumea aceasta. Deci după tine, crezi că numărul 1 este cel mai îngrijorător semn care arată că probabil vei merge în iad? Vom descoperi în curând. Numărul 2 sau semnul 2. Crezi că ești o persoană bună. Sper că asta să nu ți se întâmple ție, dar să presupune că diseară va fi ultima ta noapte petrecută pe acest pământ și vei sta apoi înaintea creatorului acestui univers care îți va spune de ce să te las în raiul meu, care ar fi răspunsul tău? Ai spune pentru că sunt o persoană bună? Ai spune pentru că merg la biserică? Ai spune pentru că am făcut lucruri religioase? Dacă vreunul din aceste lucruri ar fi răspunsul tău, nu vreau să supăr pe nimeni, dar trebuie să spun asta. Cred cu adevărat că Domnul Isus s-ar întoarce spre tine și ți-ar spune aceste cuvinte. Pleacă de la mine. Nu te-am cunoscut niciodată. Pentru oricine care crede că este o persoană bună, știai că Domnul Isus a spus aceste cuvinte? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Marcu, capitolul 10, cu versetul 18. Am spus minciuni și Biblia spune că toți mincinoși și partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua, Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 8. Am fost mândri de multe ori, iar Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Iacov, capitolul 4, cu versetul 6. Fiecare dintre noi am făcut adulter în inimile noastre, ne-am uitat cu ochii greșiți la cineva care nu este soțul nostru sau soția noastră și Biblia spune că niciun curvar, niciun stricat nu are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Efeseni capitolul 5 cu versetul 5. Dar iată o veste uimitoare. Există o lățime a milei lui Dumnezeu, deși suntem criminali în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu permite criminalilor să intre în raiul lui, dar ei trebuie să fie curățiți de păcatele lor. Cum funcționează aceasta? Ei bine, fiindcă Dumnezeul Universului a iubit oamenii pe care a creat, i-a păsat de ei și s-a uitat la ei spunând, Eu te-am creat, te iubesc și vreau să fii în rai cu mine același Dumnezeu a pregătit un sacrificiu, a dat pe fiul său prețios, pe singurul său fiu, bijuteria cea mai scumpă a raiului, ca dar a acestei lumi, păcătoase. Și știai asta, unul dintre cele mai incredibile și surprinzătoare lucruri este că Dumnezeul acestui univers a locuit printre noi. Domnul Iisus nu s-a născut într-un palat roman, s-a născut într-o iesle, într-un oraș mic și sărăcăcios numit Betleem. El nu umbla cu celebritățile, și mai degrabă cu vame și, și cu pescarii. El nu a avut o slujbă spectaculoasă în Palatul Parlamentului. Nu, el a trăit o viață umilă. Nu a căutat după bogății. Oriunde mergea acest om, lăsa lumina. Domnul Iisus vindeca bolnavi, hrănea săracii, avea milă față de cei pierduți. Oamenii simpli îl ascultau cu bucurie. Această persoană minunată, Dumnezeul întrupat și-a dat viața de bunăvoie să te salveze pe tine și să mă salveze pe mine. A fost pus pe o cruce și acolo pe cruce, Mântuitorul meu a murit pentru tine și pentru mine. A avut cuie bătute în mâini și picioare. A avut o coroană de spini înfiptă pe cap. A fost scuipat, a fost bătut, a fost batjocorit. Toți care au fost acolo arătau spre el și spuneau priviți la el, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu dă-te jos de pe cruce. El a îndurat rușinea crucii, fiind pedepsit și luat în râs, ca tu și eu să putem fi iertați. Dar știi care este partea cea mai rea? Nu pot descrie în cuvinte. Tot ce am făcut noi rău, toate minciunile noastre, toate păcatele noastre, toate momentele care am fost desfrânați și plini de mândrie, toată violența lumii a fost pusă în trupul lui Hristos și a fost chinuit, a fost pedepsit și a îndurat mânia lui Dumnezeu ca tu și eu să putem fi lăsați în pace, să putem fi iertați și să putem fi curățiți. Pentru că sângele Domnului Iisus Hristos poate curăți toate păcatele noastre. O singură picătură poate curăți cel mai mare păcătos. O picătură poate face cea mai păcătoasă persoană curată, completă în ochii lui Dumnezeu. De ce? Pentru că sângele Fiului lui Dumnezeu este atât de prețios. Vreau să te întreb, chiar acum, crești un în a Domnului Iisus Hristos? Crezi tu în Domnul Iisus Hristos, ori îți pui încrederea în faptele tale bune. Înainte ca Domnul Iisus să-și dea ultima suflare a spus acestei cuvinte, s-a isprăvit. Ce a vrut să zică prin asta? Spunea că prețul a fost plătit, s-a sacrificat, ușa este deschisă și este o ușă a îndurării lui Dumnezeu și oricine se va smeri și se va pocăi și va lăsa în urmă căile sale vechi și va căuta iertarea lui Dumnezeu. Oricine va păși spre ușa aceasta va intra, va găsi viață veșnică dincolo. Deci, din nou, după părerea ta, tu crezi că numărul 2 este cel mai periculos semn care arată că probabil vei merge în iad? Vom afla în câteva momente. Al treilea semn arată că probabil vei merge în iad este faptul că nu există nicio roadă în viața ta. Domnul Iisus i-a mustrat odată pe farisei și s-a duchit spunând aceasta. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Matei, capitolul 3, cu versetul 10. Una din primele predici pe care le-am scris a fost intitulată astfel, Domnul Isus și securea Lui. Știi, adesea noi căutăm un cânte care sună cam așa, blând Iisuse și cred cu adevărat că Domnul Sus este într-adevăr un mântuitor iubitor și blând, dar nu uita niciodată asta este de asemenea și un om cu care nu ai vrea să te pui vreodată. Este un motiv de ce demonii se cutremură atunci când spui numele Domnului Iisus Hristos. Este un motiv de ce diavolul este un dușman învins. Este un motiv de ce Domnul Iisus Hristos este singurul pe care moartea nu a putut să-l țină. El a învins mormântul pentru că este putere numele Domnului Iisus Hristos. Asta ar putea să șocheze pe unii dintre voi, dar Domnul Iisus are o secure și așa, secure este așezată la rădăcina pomului vieții tale și Domnul Iisus așteaptă să vadă dacă vei da roade, pentru că pomii care nu dau roade vor fi tăiați și vor fi aruncați în foc. Ok, am înțeles exact ce încerc să-mi spui. Trebuie doar să fac mai multe fapte bune și atunci Domnul Iisus nu va tăia pomul. Ei bine, de fapt, nu. Asta este greșeala pe care farisei și saduchii au făcut-o. Ei credeau că dacă se laudă cu faptele lor bune, atunci vor fi plăcuți de Dumnezeu. Dar Dumnezeu a privit în lăuntru lor, erau ca niște morminte văruite. Era moarte și nelegiuire în lăuntru lor. Ceea ce tu și eu avem nevoie, în schimb, este că Duhul Sfânt să facă o lucrare de regenerare prin care să aducem Roade cu ajutorul lui. Când un bărbat și o femeie își pune credința în Domnul Isus Hristos, Duhul Sfânt vine și locuiește în aceste vase de lut. Acesta este un adevăr uimitor: că aici este Dumnezeul Universului și trăiește înăuntru nostru. Și când El vine, nu ne lasă cum a fost. Este imposibil să-l întâlnești pe Dumnezeul cel viu, să ai o întâlnire cu Dumnezeul cel viu și să treci prin viață neschimbat. Nu. Odată ce Duhul Sfânt este în tine, El te va convinge de păcat. Te îndrumă și te conformează voinței Domnului Sus. Te slefuiește ca să te facă să semeni mai mult cu Domnul Sus și cu timpul vei da roade pentru că Duhul Sfânt face o lucrare de regenerare prin Ok, roadele pot să fie puține uneori, roadele pot să fie neimpresionante, dar în viața unui credincios, adevărat, vor fi întotdeauna roade. Domnul Iisus a spus, îi veți cunoaște după roadele lor. Matei, capitolul 7, cu versetul 16. Poți spune că este un credincios în fața ta pentru că el va avea roadele Duhului Sfânt. El va avea repulse față de păcat. Poate și mai presus de orice să-L cunoască pe Domnul Iisus, să fie mai aproape de El va avea dorința să știe mai multe de cuvântul lui Dumnezeu, va avea mai multă înfrânare decât obișnuia să aibă înainte. Dragul meu frate, draga mea soră, cât de mult ar trebui să strigăm la Domnul, zilnic, spunându-i, Doamne Dumnezeule, ajută-mă să aduc roade, lasă Duhul Tău cel Sfânt să lucreze prin mine, șlefuiește-mă, modelează-mă, Tu ești olarul, iar eu sunt lutul, fă ceva prin mine. Aceasta nu este pur și simplu o lucrare pe care am putea să o facem singuri. Noi, înșine, avem nevoie de Duhul Domnului să lucreze prin noi. Te mai întreb încă o dată: care crezi că este cel mai periculos semn dintre aceste trei care arată că probabil o persoană ar putea merge în iad? Ei bine, nu este numărul 3, este de fapt numărul 2, în legătură cu numărul 1 și numărul 3: dacă aceste lucruri există în viața ta, vreau ca tu să te rogi cu sinceritate și să cauți fața Domnului. Dacă s-ar putea să nu fii creștin. Cred însă că și unii creștini se confruntă cu aceste lucruri. Dar numărul 2 nu este negociabil. Dacă te bazezi pe faptele tale bune, dacă te bazezi pe neprihănirea ta, lucrul acesta nu te face să mergi în rai, ci te îndrezi spre iad. Biblia spune astfel că și prin har ați fost mântuiți, prin credință, și acesta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Efeseni capitolul 2 cu versetele 8 și 9 doar Domnul Iisus poate salva un om de la anec. Te poți baza pe propriile tale abilități, de a nota, dar în cele din urmă, valurile oceanului te vor trage în jos și te vor duce în iad. Există însă un mântuitor care îți întinde mâna și spune, prinde-mă de mână și te voi salva. Sunt un înătător mai puternic decât tine și te voi duce în rai, pentru eternitate. L-ai prins tu de mână, te-ai încrezut în Domnul Iisus, din toată inima ta. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Evrei, capitolul 3, cu versetul 15. Tu unde îți vei petrece veșnicia?